politic, militar, economic pe care l-am avut la nivel de guverne și de organizații, NATO, UE, G7. Pentru generația voastră, este primul război pe care îl vedeți. Este un șoc emoțional deosebit. Și ieri în sală, la Casa Studenților, am simțit cum cât au aplaudat la sfârșitul filmului aproape 5 minute în șir. Tineri de vârsta ta, tineri și tineri de vârsta ta. Am fost la Paris, la Sciences Po, și am avut o discuție cu studenții și la multe alte universități. Mă duc cu plăcere. Îmi place. E plăcerea mea cea mai mare. Ieri la Babeș-Bolyai. Și în fiecare gară de tren din Europa există voluntari cu un steag ucrainean și care stă în câțiva bănuți ca să poată să ajute refugiații. În fiecare dintre comunitățile și organizațiile, inclusiv în România. Și relația României cu Ucraina a fost destul de complicată, din multe puncte de vedere. Modul în care noștri au sărit și au ajutat este absolut admirabil. Deci cred că această regalvanizare a democrațiilor noastre în fața unei atrocități de mare lucru foarte bună.